Întrebați și pe Minizeu, deputat Popa, cum levitează el până în capital cu acolo și ce discuții face el. Adică el având impresia că noi suntem doar la Brăila, la Liga Sătească, luați ghilimele de rigoare. Nu știm ce se întâmplă pe acolo sau pe unde merge dânsul. Domn președinte, păi stai, să lămurim asta. Deci ziceți că nu știți ce se întâmplă, dar pe de altă parte ziceți că pune bețe în roate. Nu era ironic. Cred că trebuie de acum să ridic două degețele când glumesc. Păi nu, că asta este o acuzație serioasă, pe bune, adică nu... Interesul nostru al tuturor să primim fonduri. Adică deputatul pune sau nu bețe în roate proiectelor PNL din Brăila? Da, merge și spune, nu faceți decât când vă spun eu, cu cine spun eu și când vrea el. Nu se poate așa. Deci toate aceste proiecte sunt pe o platformă, trebuie mers cu toată lista proiectelor pentru a... Și nu mergem cu anumite proiecte. Și unde face aceste presiuni? La minister, vă dați seama. Dar să știți chestia asta așa, acum fie vorba între noi, nu prea e politică, adică... O spuneți așa cu lejeritate, după că eu au declarații politice la o conferință de presă. Adică dacă el face lucrurile astea, e grav decât cea politică. Sunt foarte grave. Vă spun că nu se duce cu toate proiectele județului, chiar al Consiliului. L-ați văzut vreodată ducându-se cu vreun proiect al Consiliului Județean pe la București? Asta este o diferență, stați domnul președinte. Este o diferență între a nu te duce la minister cu toate proiectele și a te duce la minister să le spui nu faceți alea, nu vă dau voie. Adică... Mergând la minister spun că proiectele PNL-ului sunt mai importante decât proiectele PSD-ului, cred că mi se pare josnic și neobrăzat față de toți brăileni. Eu n-am fost niciodată cu proiectele PSD-ului la București, cu două liste, proiectele PSD-ului, proiectele PNL-ului. Uitați, am o singură listă cu toate proiectele. Da, categoric. Deci asta spun. Deci se duce ca să blocheze proiecte ale PSD. Normal. Ceea ce nu mi se pare corect, normal, este jignitor. Să ai un parlamentar de Brăila, indiferent de culoarea politică, să te duci să promovezi doar proiectele unora și altora nu sunt bune.